După o investigație făcută de jurnaliștii Recorder, care a scos la iveală posibile acte de corupție ale unor înalți prelați ai bisericii, Cancelaria Sfântului Sinod ia primele măsuri. Preoții implicați în fapte ilegale vor fi sancționați grav și riscă să fie caterisiți. Ce alte prevederi sunt în astfel de cazuri, ne spune colega mea Delia Sandulachi. Bună dimineața, Delia, te ascultăm! Bună dimineața, Simona! Primele luate în vizor sunt donațiile și sponsorizările. Toți banii primiți de la credincioși trebuie înregistrați de un angajat al bisericii, adică donatorii vor primi o chitanță. De asemenea, preoții nu mai au voie să primească sume de bani în nume personal, ci doar pentru lăcașul de cult unde slujesc. De asemenea, măsurile îi vizează și pe cei care încearcă să își cumpere funcții în sânul bisericii. Iar dacă vorbim de fapte grave, cei care nu respectă aceste reguli ar putea să-și piardă chiar și funcțiile pe care le dețin. Măsurile vin în contextul unei investigații care arată mai mulți preoți și oameni politici care își dau binecuvântarea, dacă putem spune așa, pentru fraudarea banilor publici. Printre cei implicați se numără și înalt preasfințitul Teodosie, dar și un consilier de-al său. Să nu uităm însă că o altă investigație de anul trecut, care a scos la iveală corupția și traficul de influență din interiorul bisericii, l-a avut ca protagonist pe însuși patriarhul Daniel. Momentan acestea au fost informațiile. Simona, înapoi la tine. Trei tinere au ajuns la spital după o banală călătorie cu trenul. După ce garnitura a plecat de la Azuga, pantograful locomotivei s-a rupt, iar în cădere a spart geamul vagonului în care se aflau fetele. Între timp, ceilalți călători au așteptat în frig rezolvarea problemei. S-a oprit, încălzirea s-a oprit tot. Până ne-am dezmeticit ce e, mi-a spus că a căzut pantograful de la locomotivă și că trebuie să îl locuiască. Nici nu se crăpase de ziua când trenul a rămas blocat pe șine, la câțiva pași de gara din Azuga. Garnitura venea de la Satul Mare și se îndrepta spre București. La un moment dat, instalația care alimentează locomotiva cu energie electrică s-a rupt, iar de aici s-a dezlănțuit haosul. Trenul IR-1742 a plecat de aici, din stația Azuga, iar după câteva zeci de metri, pantograful locomotivei s-a prăbușit pur și simplu la pământ, iar în cădere acesta a distrus geamurile unuia dintre vagoane. Acum angajații CFR sunt aici la fața locului și fac o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut acest incident. Trei tinere cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, care se aflau în primul vagon, aveau locuri la fereastră și au fost rănite de cioburi, în momentul când pantograful a lovit geamul. Două ambulanțe și un echipaj SMURD le-au dus de urgență la Spitalul Orășenesc din Sinaia, cu zgârieturi și probleme la ochi. Au mers în cadrul cabinetului de oftalmologie, unde au fost evaluate și li s-au făcut proceduri specifice de spălare oculară și toate au plecat cu recomandări de tratament și investigații ulterioare. Una dintre ele beneficiind de o recomandare a unui tratament cu antibiotic și celelalte cu creme aplicare locală. Pacientele și-au continuat drumul spre capitală cu o mașină privată. Cât timp fetele erau în spital, zecile de călători stăteau în frig și așteptau remedierea avariei. Oamenii nu au primit nicio explicație de la personalul din tren și au ajuns la destinație cu o întârziere de 200 de minute. Din ce am înțeles, o persoană a fost lovită din geamantan. Nu știu mai multe detalii, nu am ieșit din cușetă ca să văd exact ce s-a întâmplat. Majoritatea pasagerilor, cred că peste 100, au ales să coboare și să meargă cu alte trenuri. Au fost destul de aglomerate. La Azuga ne-am oprit, dormeam, eram la cușetă și ne-a ținut o grămadă, s-a făcut foarte frig. Eram cu copii minți, avem copii de 3 ani de zile, 4 ani după noi. Ne-a ținut cam 3 ore acolo. A căzut firele ceva. A fost la cușetă, n-am văzut mamă nimic. Cât ați așteptat până ce s-a reveghează? Cam o oră jumate, două. În acest caz, și polițiștii din Prahova s-au autosesizat. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și trebuie să afle cine se face vinovat de producerea incidentului și de rănirea celor trei pasagere. Primul tren electric cumpărat de România a ajuns în București, iar de la 1 ianuarie acesta va circula pe rutele București-Brașov și București-Constanța. Cu ce este dotat acesta și ce le va pune la dispoziție călătorilor, știe colega mea Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa, te ascultăm!
Bună dimineața, Simona, bun găsit tuturor! Vorbim despre primul tren electric comandat de România, care a ajuns ieri aici la Gara de Nord din capitală. Este fabricat în Polonia și este nou-nouț. Pe lângă faptul că trenul este electric și asta înseamnă că nu va polua mediul, e bine, acesta poate atinge și o viteză de până la 160 de km pe oră. Are 6 vagoane cu o capacitate de 351 de locuri. Este dotat cu spații speciale pentru depozitarea bicicletelor, spații pentru depozitarea bagajelor de mari dimensiuni, dar și o zonă bistro de unde pot fi comandate gustări și băuturi. Trenul a plecat de aici, din Gara de Nord, spre Făurei, acolo unde urmează să facă o serie de teste necesare pentru a primi autorizația de a circula pe rețeaua feroviară din România. La începutul anului viitor veți putea circula cu acest tren pe rutele București-Constanța și București-Brașov. Alte 36 de astfel de garnituri de lung parcurs vor fi livrate în viitor în România. Acestea au fost informațiile despre acest subiect. Simona, revin la tine. Mulțumim, Larisa. De la cumpărături, muncă și bani, totul s-a mutat pe telefon. Dacă bunicii noștri se cunoșteau la hore sau la discotecă, generațiile mai tinere își caută jumătatea online. Cea mai cunoscută aplicație de dating și-a mărit profitul de 4 ori în 4 ani, iar cei mai mulți utilizatori caută acum relații serioase, nu aventuri de o noapte. Dacă nu riști, nu ești fericit. Aceasta este premiza după care se ghidează mii de persoane din întreaga lume atunci când aleg să-și caute partenerul pe internet și nu să-l întâlnească față în față. De ce nu? Caz la nu știu cât. Care ne-am cunoscut pe un gen aplicație. Și o lună și ceva. Cea mai aglomerată perioadă pe site-urile de dating la nivel global, nu doar în țara noastră, coincide cu sfârșitul anului, iar 60% dintre utilizatorii de sărbători ajung să fie bărbați și 40% femei. Așadar, nu doar numărul celor care își fac cont pe o astfel de platformă crește, ci și interacțiunea dintre ei. Numai în luna decembrie pe o astfel de platformă s-au schimbat peste 10 milioane de mesaje, iar profilurile celor deja înscriși au fost vizualizate de 10.000 de ori. Acest obicei de a căuta parteneri pe site-uri este veche, dar în general în perioada sărbătorilor se accentuează foarte mult. Sunt tineri care vor relații imediate, vor să-și aleagă, să aibă posibilitatea de a alege după anumite criterii. Potrivit unor studii, cele mai multe dintre persoanele care își caută un partener pe site-urile de dating au vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, nu au fost căsătoriți, nu au copii, dar speră totuși să-și găsească o persoană potrivită cu care să împartă poate chiar tot restul vieții. Deși pare o metodă ușoară și la îndemâna oricui, specialiștii ne avertizează că pot exista riscuri. Fiecare acolo își construiește un profil, parte așa cum este, parte așa cum ar vrea să fie perceput de ceilalți. Bineînțeles că se evită a se menționa lucrurile neplăcute sau posibile motive de respingere din partea celorlalți și acest portret foarte bine conturat și frumos poate să atragă, dar în momentul în care cei doi se întâlnesc să fie o dezamăgire totală. Pentru a fi membru al unei astfel de aplicații, trebuie doar să știi cum să te pui în valoare și, în unele cazuri, să plătești o taxă lunară. O perdea albastră de lumină a străbătut cerul din Bihor spre uimirea localnicilor. Asta după ce aurora boreală, un fenomen extrem de rar, și-a făcut apariția pentru a doua oară în mai puțin de o lună în țara noastră. Imaginile care staie respirația s-au viralizat pe rețelele de socializare. Masa de Crăciun devine un lux de la an la an. Banii din portofel abia mai ajung pentru câteva felii din preparatele tradiționale. Un kilogram de șorici aproape că depășește factura de energie electrică, iar un cozonac ajunge lejer la prețul unui gram de aur. 153 de lei? Și e pârlit sau? Șoriciul nu este singurul produs al cărui preț a explodat la raft. E 245 de lei kilogramul, așa înțeleg? Da. Păi și asta mică e... 56 de lei. 56 230 de lei. 230 de grame. Asta 200 de grame e 49 de lei. Da, 200 și ceva kilogramul de jumătate. Nici toba nu e mai prejos. Toba e 64 de lei kilogramul. Și pe asta mică, uite, 20 de lei aproape. Iar dacă aruncăm o privire și la cozonac... 55 de lei. O bucățică de... Bucățica aceasta, da. E cu palmă. Dacă la raft prețul ne-a șocat, pe internet prețurile depășesc cu mult așteptările. Cel puțin 100 de lei kilogramul. Ia uite, cozonac, nucă, cacao, rahat, 350 de lei.
La asemenea prețuri, oamenii se văd neputincioși. Fie își prepară acasă, fie își pun pofta în cui. Dacă ai bani, îl iei și mănânci. Nu? Păi și noi restul ăsta care nu avem. Te uiți la el și mergi mai departe. Facem acasă, doamnă, dacă domnișoară, că nu putem să le dăm atâția bani pe o cutiuță de jumări. Chiar dacă ai bani, eu nu pot să dau atâția bani pe trei jumări. Clienții taxează dur luxul din vitrină, dar specialiștii vin și cu o explicație. În momentul în care cererea crește, atunci și oferta crește. Practic crește prețul pentru că din moment ce mai multă lume caută să cumpere aceleași lucruri, automat comercianții vor crește prețurile. Asociațiile pentru protecția consumatorului trag un semnal de alarmă și spun că pe cât de tradiționale sunt aceste produse, pe atât de nocive pot fi, dacă nu citim cu atenție eticheta. Și dacă vedem tot felul de aditivi, coloranți, conservanți, să fie un mare semn de întrebare. Un cozonac în Bucovina sau un cozonac la Craiova, un cozonac în Banat sau un cozonac la Constanța, făcut și astăzi, făcut și acum 100 de ani, n-avea ulei de palmier. Un lucru este cert. Preparate în casă sau cumpărate, românii nu se pot lipsi de preparatele tradiționale, chiar dacă uneori sunt nevoiți să facă și sacrificii. Mâine dimineață copiii se vor trezi să verifice ghetuțele și să vadă dacă Moș Nicolae a trecut pe la ei. Dacă în alți ani venea cu portocale și bomboane, între timp lucrurile s-au mai schimbat, iar Moș Nicolae îi face concurență serioasă lui Moș Crăciun. Câți bani va cheltui primul moș al lunii decembrie, vedem chiar acum. Diseară copiii trebuie să-și lustruiască ghetuțele, pentru că vine Moș Nicolae și ca în fiecare an ajutoarele sale se pregătesc intens. Ce v-ați ales până acum? Pentru soț este ca și o carte foarte frumoasă și pentru copii, desigur, colorate. I-am găsit ajutoarele lui Moș Nicolae mai întâi în acest magazin de șosete. Să înțeleg că vă pregătiți pentru Moș Nicolae. Da. Ce ați venit? Pregătesc și vreau să iau câte o pereche de șosete, că sunt foarte frumoase. Care sunt cele mai căutate animăluțe, jucării de pe șosete? Acum. Oh, păi avem cu turtă dulce, bineînțeles, fetița cu turtă dulce, pinguinul sau chiar omul de zăpadă. Să înțeleg că ați renunțat la portocală și nuia? Da, la portocale nu, la nuia, cred, de data asta. S-au dus vremurile când Moș Nicolae aducea numai dulciuri. Cu fiecare an ce trece, pare că se îmbogățește. Ce buget ați alocat pentru Moș Nicolae? E în curs totuși, dar cred că ne apropiem de vreo 1000 de lei. Dar vreau să-mi spuneți, cu minții ați fost? Da, da. Cum ați fost voi cu minția? Păi la școală. Da, și acasă. Ne mutăm acum într-un magazin cu costume termice de schi pentru copilași. Surpriză! Și aici au ajuns ajutoarele moșului. Mă uitam sincer la costumele acestea de schi și de zăpadă, de fapt, de frig, pentru că le văd așa mai mult ca pe o investiție, să fiu sinceră. Având în vedere că vorbim de o investiție pentru câțiva ani de zile, anul ăsta va fi mai darnic, Moș Nicolae, să vedem la anul. Avem o gamă variată, da, într-adevăr, și cumva preferințele de anul acesta pot să zic că s-au schimbat un pic. În ideea în care părinții investesc mai mult în cadourile pe care le fac copiilor. Și ca să-ți arăt un produs unic pe piață, să zic așa, pentru că are foarte multe beneficii și scapă părinții de foarte multe griji, este un produs de iarnă care crește odată cu copilul tău și se poate purta nu un an, nu doi, ci trei ani de zile. De la an la an, bugetul pentru Moș Nicolae crește cu aproximativ 20%. Moș Nicolae este tot mai bogat de la an la an. Potrivit celor mai recente studii, pe 6 decembrie, acesta va ajunge în peste 90% dintre gospodăriile de la orașe și va scoate din tolbă cadouri cu valoare de peste 355 de lei. Pentru știrile Canal D, Elvira Costache și Adi Tudor. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar de la ora 12 încep știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!